Vicovu de Sus riscă să devină noua zonă carantinată din județ. Localitatea are în prezent 24 de cazuri active de COVID-19, iar majoritatea pacienților au refuzat spitalizarea. Terasele din zonă vor fi atent monitorizate de către poliție și reprezentanții DSP. Inspectorii sanitari au întrerupt mai multe nunți și cumătrii în ultima perioadă. Dacă lucrurile nu se îndreaptă, Vicovu de Sus riscă să devină prima localitate carantinată din județ după noua lege a carantinării. Situația la Spitalul Municipal Rădăuți se înrăutățește de la zi la zi, numărul pacienților spitalizați fiind în creștere. 64 de pacienți pozitivi cu COVID sunt internați în acest moment.